Glas de veselie spuneți ce faceți
să se audă acestea până la marginile pământului. Ziceți că a mântuit Domnul pe sluga sa Iacob și devorând setoșa în pustie, scoate valor apă din piatră. Veselește-te, cea stearpă care nu naște, glăsuiește și strigă, tu care nu aveai durere, că mai mult sunt fiii pustiei decât ai celea ce are bărbat. Înțelepciune! Din proroșie lui Maria recitire. Să luăm aminte! Acestea trăiește Domnul Atotțitorul. Iată, eu trimit îngerul meu care va trăi, va găti calea înaintea feței mele și îndată va veni la biserica sa Domnul pe care voi îl căutați. Și cine va putea suferi ziua venirii lui, sau cine va putea sta întru vederea lui, pentru că acela va veni ca focul ce topește și ca iarba înălbitorilor. Și va ședea topind și curățind argintul și aurul și va veni la voi cu judecată și va fi mărturie gravnică asupra celor. Că va arunca Domnul jos pe cei necredincioși, fără glas și va clătina pe dânsii din temelie. Și până la cel mai de pe urmă se vor pustini într-o durere și pomenirea lor va pieri. Că vor veni într-o cugetul greșelilor lor spăimântați și vor mustra pe dânsii împotriva prădregilor lor. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feței celor ce l-au supărat pe el și a celor ce au lepădat ostenelile lui. Și văzându-l pe el, se vor tulbura cu cumplită frică și se vor îngrozi de prea slăvită mântuirea lui, că vor zice întru sine, căindu-se și într-o nevoință Duhului vor suspina și vor zice, acesta este cel pe care l-am luat oarecând în râs și în pildă de ocară noi cei fără de minte, viața lui o am socotit o nebunie, și sfârșitul lui fără de cinste, și acum s-a socotit între fiii lui Dumnezeu și între sfinți soarta lui este. Rătăcit am dar din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a strălucit nouă și soarele nu ne-a răsărit nouă. Umplut-o ne-am de ocări de fără de lege și ale pierzării și am umblat pe cărări neumblate, iar calea Domnului nu am cunoscut-o. Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru prea cu viața noastră, Maică Sarță, Sfravofora Marina, din prunocul Maicile, osănitorii, fiecare și binefăcătorii aceste sfinte mănăstiri, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Astăzi chipul cel de lucru nebuvios, mai ca uciderii pe preascurcată, fiind dasa cea din împreunarea fără
Dacă era înainte mă